Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. Comisia Europeană recomandă oficial țărilor membre ale Uniunii Europene să înceapă negocierile de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Mai mult, a fost acordat și statutul de țară candidată la UE pentru Georgia. În cazul Ucrainei, Comisia recomandă ca negocierile să fie începute odată ce Kiev îndeplinește condițiile rămase privind combaterea corupției și întărirea standardelor de protecție a minorităților. În cazul Republicii Moldova, aceste condiții se referă la combaterea corupției și ameliorarea reglementărilor financiare. Moldova. Republica Moldova nu este vizată direct de război, dar este ținta unor eforturi constante de stabilizare îndreptate împotriva democrației sale. Ea suportă consecințele războiului, adăpostind refugiați ucraineni. Republica Moldova este supusă unui șantaj energetic, dar la fel ca și Ucraina, Republica Moldova a realizat reforme importante, spre exemplu în domeniul justiției, unde a continuat lupta împotriva corupției și crimei organizate. Deci, pentru aceste două țări, Comisia recomandă deschiderea negocierilor de aderare. Mai sunt măsuri care trebuie îndeplinite, iar despre progresele înregistrate, Comisia va raporta Consiliului în luna martie 2024. Autoritățile de la Chișinău au salutat decizia Comisiei Europene. Șeful statului, Maia Sandu, afirmă că este o încurajare și o responsabilitate pentru a face din Republica Moldova o țară mai puternică, care să asigure pace acasă și să contribuie la securitatea regională. Iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că această decizie determină autoritățile să fie mai hotărâte în procesul de transformare a Republicii Moldova prin reforme începute. Premierul Dorin Recean afirmă că autoritățile de la Chișinău vor depune tot efortul pentru ca țara noastră să devină membre a Uniunii Europene. Și primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că pledează pentru ca toate recomandările să fie realizate cât mai curând de către autoritățile de la Chișinău, astfel ca să înceapă cât mai rapid procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Iar președintele României, Klaus Iohannis, salută decizia Comisiei Europene de a recomanda începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina. Evident că noi ne dorim, 1, să înceapă rapid negocierile, aia nu înseamnă aderare, înseamnă negocierile și pregătirea pentru aderare. Noi în România ne dorim, de exemplu, pentru Moldova și Ucraina, ca aderarea să se producă repede, dar asta nu înseamnă de azi pe mâine. Uniunea Europeană a acordat statutul de candidat Bosniei, Republicii Moldova și Ucrainei în 2022, stabilind cerințe suplimentare Georgiei pentru a beneficia de același statut. Tot anul trecut, Kosovo a prezentat oficial o cerere de aderare la Uniunea Europeană. În acest an, prețurile la gazele naturale vor fi cu 35% mai mici, respectiv și tariful la energie electrică se va diminua tot cu atât. Declarația a fost făcută de ministrul energiei, Victor Parlicov, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. Totodată, Parlicov a mai menționat că în premieră Republica Moldova intră în sezonul de iarnă asigurată cu gaze naturale și electricitate. Pentru prima oară, probabil, în istoria Republicii Moldova, intrăm în sezonul de iarnă, absolut siguri de... Pregătiți cu termenele făcute. Exact, absolut siguri. Deci cu un contract pe termen lung la energie electrică, cu stocuri de gaze pe toată iarna, practic. Deci noi când am procurat gaze, mizam pe consum mai mare. Ministrul promite consumatorilor pentru această iarnă, indiferent de ce se va întâmpla pe piețele internaționale, că consumatorii nu vor fi afectați și nu vor avea de plătit mai mult. Aceste rezerve care ni le-am făcut să ne ajungă pe perioadă mai lungă, să vedem cum va fi și iarna, dar eu cred că noi avem deja rezerve suficiente pentru a trece practic de toată perioada rece. Cum a spus, luna martie, greșesc? Da, eu cred că da și iarăși, chiar dacă va fi nevoie, noi vom mai procura gaze pe piața internațională și sunt absolut sigur că noi vom reuși să le procurăm la prețuri competitive, la prețuri care să nu pună presiune pe consumator. Recent, directorul ANRE, Violina Șpac, a declarat că Republica Moldova este de 2 ani într-o stare de
urgență determinată de criza din sectorul energetic, iar presiunea din partea Gazprom și comportamentul acestora au dus la diversificarea surselor, inclusiv de a accelera și implementa anumite proiecte deja existente, care din vari motive stagnau. În următoarele zile, Agenția Națională de Reglementare în Energetică va prezenta prețul final la energie electrică. Declarația aparține directorului ANRE, Alexandru Ursu, și a fost făcută la un club de presă. Amintim că marți, Premier Energy a depus o cerere către ANRE prin care solicită micșorarea tarifului de la 2,57 lei de bani la 2,41 lei de bani sau cu 16 bani mai puțin. Săptămâna trecută și Societatea pe Acțiuni Furnizarea Energiei Electrice a depus o cerere la ANRE de a diminua prețul la energie electrică de la 3 lei și 20 de bani per kilowatură, cât se achită în prezent, la 2 lei și 90 de bani. Ultima scădere de tarif a fost aprobată de ANRE la începutul lunii iulie. Atunci, prețul la energie electrică furnizată de Premier Energy a fost stabilit de 2 lei și 57 de bani pentru un kilowatură, cu 42 de bani mai puțin. În municipiul Bălți a fost dat startul sezonului de încălzire. O dispoziție în acest sens a fost semnată de primarul interimar al municipiului, Ghenadie Șmulski. Potrivit autorităților locale, la agentul termic vor fi conectați inclusiv locuitorii satului Elizaveta și Sadovoie. Prioritar vor fi acordate instituțiile de învățământ și spitalele. Ulterior va începe procesul de conectare la agentul termic a fondului locativ, luând în considerare înregistrarea timp de 3 zile consecutiv între orele 18 și 6 dimineața a valorilor medii zilnice ale temperaturii aerului de 10 grade Celsius și mai mici. În sezonul de încălzire 2022-2023, blocurile locative din Bălți au fost conectate la agentul termic la începutul lunii noiembrie. Peste 100.000 de persoane s-au înregistrat pe compensații.gov.md până în data de 6 noiembrie. Cei care întâmpină dificultăți pot apela la linia verde la numărul de telefon 0830530 sau să scrie pe adresa de e-mail support@compensații.gov.md. Linia verde activează de luni până vineri de la ora 10 până la 20, iar sâmbătă de la 10 până la 16. Din data de 1 noiembrie și până pe 25 noiembrie inclusiv, cetățenii Republicii Moldova se pot înregistra pe platforma compensații.gov.md pentru a beneficia de compensații în sezonul rece. Compensațiile vor fi acordate atât sub formă de reducere a costurilor în facturile de energie termică, gaze naturale și energie electrică, cât și sub formă de plată lunară în sumă fixă de 800 de lei. De menționat faptul că mărimea compensației va varia pe pentru fiecare gospodărie și va fi stabilită în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică atribuită. Cei care nu vor reuși să depună cererile până pe 25 noiembrie se vor putea înregistra și mai târziu. Însă pentru cererile depuse după data de 25 a lunii, compensațiile vor fi acordate începând cu luna următoare. În cele 4 luni de la lansare prin programul guvernamental de susținere a antreprenorilor 373, 108 companii din țară au accesat fonduri cu dobândă avantajoasă parțial subvenționate de stat. Astfel, soldul total al creditelor este de peste 270 milioane lei, iar valoarea proiectelor investiționale ajunge la 400 milioane de lei. Programul guvernamental pentru susținerea antreprenorilor 373 este un mecanism prin care producătorii din țară pot accesa credite pe termen lung pentru investiții. Astfel, rata dobânzii la creditele în valută străină este de 3%, iar în lei de 7%. Creditele investiționale au fost făcute în diferite sectoare economice, precum industria prelucrătoare, utilaje, echipamente pentru prelucrarea materiei prime, sectorul agricol, sectorul energiei regenerabile, dar și prestări de servicii. De anul viitor, guvernul își propune majorarea plafonului de creditare până la 30 de milioane de lei.
Totodată, antreprenorii care nu au suficient gaj pentru a accesa credite de la instituțiile bancare pot beneficia de garanții financiare prin Fondul de Garantare a Creditelor din gestiunea ODA. De asemenea, urmează a fi oferite credite cu componente de grant pentru domenii specifice, cum ar fi susținerea afacerilor lansate de tineri, femei, producători artizanali, dezvoltarea turismului rural și alte domenii. Rata anuală a inflației a scăzut în septembrie până la 8,6%, de la 13,2% în iunie anul curent. În același timp, inflația medie anuală în trimestrul 3 al anului 2023 a fost de 9,7%, mai înaltă cu 0,5 puncte procentuale decât prognoza. Potrivit BNM, abaterea a fost cauzată de o serie de crize cu care s-a confruntat țara noastră. Creșterea tarifelor cu efectele lor secundare, războiul din Ucraina, seceta din vara anului trecut, o primăvară mai rece și mărirea accizelor de la începutul anului rețin inflația peste țintă. Însă cererea scăzută începând cu mijlocul anului 2022 și aprecierea leului de la începutul anului slăbesc presiunile numite. Există semnale clare că în luna octombrie curent inflația s-a plasat în intervalul de variație a țintei. Se menționează într-un comunicat a BNM. În același timp, instituția menționează că prețurile de consum vor încetini, cel puțin din cauza unei cereri interne joase, a temperării prețurilor în industrie, a micșorării recente de tarife și a efectivului bazei înalte din anul trecut. În data de 11 noiembrie se va da start campaniei de împădurire din această toamnă. Anunțul a fost făcut de președintele țării Maia Sandu, potrivit căruia, în total în acest an, autoritățile și-au propus să planteze și să regenereze peste 7.000 de hectare. Avem nevoie de mai multe păduri ca să ne bucurăm cu toții de apă mai multă, în fântâni și râuri, de un aer mai curat, de un sol mai roditor. De aceea am lansat și promovez Programul Național de Împădurire. Programul de împădurire este despre ce țară construim pentru noi și pentru copiii noștri. În această primăvară au fost deja plantați puieți și regenerată pădure pe 3.000 de hectare de terenuri din fundul forestier, iar în următoarele săptămâni vor fi sădiți puieți pe 4.000 de hectare. În acest an, silvicultorii din întreaga țară au depus un efort enorm ca să crească 35 de milioane de puieți și au pregătit terenuri pentru plantat în 168 de localități din țară. Avem 4.000 de hectare de terenuri, ca acesta din spatele meu, pe care trebuie să le împădurim până la sfârșitul acestui an. În prezent, terenurile împădurite constituie 11% din suprafața Republicii Moldova, în timp ce gradul mediu de împădurire în țările Uniunii Europene este de 37,7%. Începerea lucrărilor de la linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău este tot mai aproape. Prima fundație tip, care va sta la baza pilonilor, a fost construită și testată la rezistență, iar rezultatele au demonstrat că aceasta corespunde tuturor criteriilor. Construcția fundației a avut loc pe parcursul ultimelor săptămâni în regiunea comunei Băcioi. Capacitatea fundației este de peste 45 de tone, ceea ce corespunde celui mai înalt pilon metalic al liniei electrice, pilon care va avea o înălțime de aproximativ 50 de metri. Directorul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii, Ruslan Surugiu, menționează că construcția liniei electrice aeriene este un proiect de importanță strategică pentru Republica Moldova și securitatea energetică. Un astfel de proiect de așa anvergură nu a mai fost implementat în țara noastră, cel puțin în ultimii 30 de ani. Construcția liniei electrice aeriene de transport Vulcănești-Chișinău este parte a proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic din Republica Moldova. Valoarea proiectului este de 61 de milioane de euro și este finanțat de Banca Mondială.
Uleiul de măsline s-a scumpit în ultimii ani din cauza hoților care fură măsline din livezele agricultorilor. Fermierii din Grecia susțin că aceștia folosesc drujba pentru a tăia ramuri și chiar copaci care au și peste 100 de ani. Christos Bekas, care deține 5.000 de măslini, s-a numărat printre păgubași. Bărbatul a decis astfel să-și strângă roada mult mai devreme. Un simplu plimelimă să fie, nu e cati fovero. Adică să cobzi mia elia hipereonovia, e un plimelimă. Eu pensam că altul cradus που θα προστατευόντουσαν αυτά, θα ήταν τουλάχιστον κακούργημα. Γιατί αυτό είναι κακούργημα, έτσι. Σκοτώνεις την ίδια σου την ιστορία εδώ. Nelos Papakristou este proprietarul unei fabrici de ulei, dar și deține și o plantație. Fermierul susține că și el a decis să strângă roada mult mai devreme și să se mulțumească cu recolte mai mici pentru a încerca să evite daunele pe termen lung. Persi, evgala mehri 3,7 kila elies, 1 kilo lavi. Fantastite! Με τα 600 κιλά καρπό φέτο με 10 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι θα πάρω 60 κιλά. Fermierul susține că pe lângă furtul măslinilor, aceștia se mai confruntă cu costurile mari de producție și cu impactul schimbărilor climatice. Ierni calde, inundații și incendii forestiere mai intense. Mai mult, bărbatul se așteaptă că furturile de măsline să se intensifice de sărbători. În februarie, 6 persoane au fost arestate în sudul Greciei pentru furtul a 8 tone de ulei de măsline într-o serie de spargeri de depozite. Și în Spania situația nu este mai bună. Poliția spaniolă a declarat luna trecută că a recuperat 91 de tone de măsline furate în ultimele săptămâni. Miercuri vremea se răcește, anunța meteorologii. Noaptea termometrele vor indica până la 10 grade. Cerul va fi variabil cu posibile intensificări ale vântului și ploi. Astfel, la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 12 grade, iar noaptea coboară până la 5 grade. În centru, termometrele vor indica până la 14 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborâ până la 7 grade. În sudul țării vom avea parte de circa 17 grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi maxim 10 grade. În capitală, maximele se opresc la 15 grade, iar noaptea vom avea în jur de 8 grade. Joi, vremea se va răci un pic, cu cer mai mult înnorat.